Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi. S-au terminat alegerile, ieri, 5 iunie, au avut loc, astăzi se numără voturile, încă nu s-a terminat, de fapt s-au numărat voturile, dar nu s-au predat la biroul electoral județean toate pachetele cu voturi și procesele verbale, se face centralizarea voturilor. Cu toate astea, partidele au făcut numărarea paralelă a voturilor și au deja niște rezultate, au comparat între ele, unii zic că sunt sigure, alții spun că, mă rog, mai apar modificări. Am citit și presa, am discutat și cu președintele biroului electoral județean, domnul Ion Stănulescu. O să prezentăm un interviu cu dumnealui peste câteva minute. Deocamdată vreau să vă citesc o listă de câștigători potrivit numărătorii paralele făcute de partide, publicată de Panduru, este publicată astăzi la prima oră. Nu știm încă dacă rămâne așa, pentru că biroul electoral județean nu ne-a dat niciun rezultat la funcțiile de primar, ne-a dat rezultate numai procentuale pe rezultate parțiale. Dar să citim totuși numele candidaților care, potrivit Panduru și a numărătorii paralele a partidelor, ar fi ieșit, cum se spune, primari. Și începem cu, bineînțeles, Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, PSD reconfirmat, Motru, Gigel Jeanu, candidatul PNL-ului, primar nou, edilul în funcție de la PSD nu a candidat. După câte știu, domnul Hanu a candidat la Consiliul Județean. La orașe, Rovinari, Robert Filip Alde, primar nou, edil în funcție, a făcut parte din echipa câștigătorului. Turceni, Cristina Cilibiu, PSD, primar nou, l-a învins pe primarul în funcție, liberalul Gâlceavă. Bumbejiu, Constantin Bobaru, PNL reconfirmat. Țiclen, Constantin Radu, PSD reconfirmat. Târgu Cărbunești, Dănuț Birău, PSD, primar nou, l-a învins pe primarul în funcție, liberalul Mazilu. Trebuie spus că în alt ziar, cred că în Domino sau în exclusiv, l-am văzut pe domnul Mazilu câștigător, da? Deci iată că informațiile încă se bat cap în cap, adică această listă nu este oficială, este doar o numerotare paralelă a partidelor și e posibil să apară totuși diferențe. Astea nu sunt informații oficiale, ci oferite de către partide prin numărătoarea făcută de ei. Tismana, Marian Stivilescu, PSD reconfirmat, Novaci, Dumitru Leuștean, PNL reconfirmat, iar la comune urmează Albeni, Stan Silvionuț, UNPR, primar nou, l-a învins pe primarul în funcție, Dumitru Cornea. De la PSD, Alimpești, Daniel Floarea, PNL, primar nou, a învins primarul în funcție, Elena Mosor, de la PSD, Aninoasa, Ilie Petroi, PSD reconfirmat, Arcane Aristică, Coiculescu, PNL reconfirmat, Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu, PSD reconfirmat. Bălănești, Ovidiu Pungan, PSD reconfirmat, Bălești, Mădălin Ungureanu, PNL primar nou, primarul în funcție, Paicu, nu a mai fost susținut de PSD și a candidat de la socialiști, Bărbătești, Adrian Mangu, PSD reconfirmat, Bengeș, Ciocadia, Georgia, Victor, PSD reconfirmat. Berlești, Iulian Berlescu, PNL, primar nou, a învins-o pe Maria Dumitrașcu, primar în funcția de la PSD. Bârten, Vasile Vlăduleanu, PNL, primar nou într-adevăr, dar a mai fost primar în anii trecuți, în mandatele trecute. Fostul primar liberal a fost arestat și nu a candidat. E vorba de primarul care a fost ales, nu de cel în funcție, care i-a ținut locul până la alegeri, domnul care a fost invitat la noi în emisiune, domnul Lungan. Bolboș, Gheorghe Bila, PNL reconfirmat, Borăscu, Țucu, Constantin, PSD reconfirmat,
Brănești Gheorghe Stoichisoiu, PSD reconfirmat, Bumbeș Pițic Michi Nioață, PSD reconfirmat, Bustuchin Ion Ciocea, PSD reconfirmat, Câlnic Dumitru Vulpe, PNL reconfirmat, Căpren Emil Cătănoiu, PSD reconfirmat, Cătunele Florinel Țuilă, PSD reconfirmat, Ciupercen Dumitru Tăloi, PNL reconfirmat, Crazna Aurel Vanvu, PNL reconfirmat. Ce trebuie spus despre Aurel Vanvu este faptul că el a fost primar al PSD-ului, a trecut acum pe listele PNL și a câștigat în continuare primăria Crazna. Dacă aceste sondaje paralele sunt reale, pentru că revin și spun, citesc din Pandurul și face precizarea și Pandurul că sunt informații oferite de partide la numărătoarea paralelă, nu sunt rezultatele oficiale ale Biroului Electoral Județean. Crușeț Drăgușin Viorel, PSD reconfirmat, Dănciulești Ion Andrunescu, PSD reconfirmat, Dănești Emilian Rusu, PNL reconfirmat, Drăgotești Vili Pasăre reconfirmat, PSD, Drăguțești Vasile Moșoiu, PNL, cu toate că undeva citisem că ar fi câștigat candidatul PSD. Iată aici un semn de întrebare. Fărcășești Constantin Drăgoescu, PNL primar nou, l-a învins pe primarul în funcție Dănuț Bălu, PSD. Iar e o informație care nu poate fi verificată în momentul ăsta. Bine, niciuna nu poate fi verificată oficial. Toate sunt informații oferite de partide și citate de Panduru. Glogova Gheorghe Alpredi, PSD reconfirmat, Godinești Aurariu Coman, PSD primar nou. Trebuie spus că Aurariu Coman a fost susținut de primarul PSD în funcție care a ieșit la pensie. Da, la Hurezane avem 3X-uri, adică nimic confirmat. Ionești Marian Tătaru, PSD reconfirmat, Jupânești Petre Gușiță, PSD reconfirmat, Lelești Laurențiu Turcilă, PSD primar nou, cel în funcție Marian Rotaru a ales să candideze la Târgu Jiu fără succes. Dacă într-adevăr sunt sondajele, aceste rezultate, numărătoarea paralelă a partidelor reală și coincide cu numărătoarea voturilor ce urmează să fie probabil în această seară definitivă. Licurici și Liviu Doru Drăgulescu, PNL reconfirmat, deci primar în funcție și iată reconfirmat pe un nou mandat. Logrești Ion Băluță, PSD reconfirmat. Mătăsar Gheorghe Gașpar, PSD reconfirmat. Mușetești Cosmin Băbanu, PRU, primar nou, care l-a învins pe primar în funcție liberal Ciobea. Dacă, așa cum spuneam, numărătoarea paralelă a partidelor se va dovedi a fi cea reală, Negomir Oiță Tudor, PSD, primar nou, primarul în funcție Ion Gruescu de la PSD, nu a mai candidat. Padeș Serafim Antonie, PNL reconfirmat, și aici la Padeș a apăruse un alt nume. Acum acest primar reconfirmat Serafim Antonie, iar așa nu e sigur. Ca toți ceilalți, inițial a fost dat câștigător candidatul PMP. Peștișan Cosmin Pigui, PSD primar nou, primarul în funcție liberal Florin Pavel nu a candidat. Plopșorul Grigorie Petre, PSD reconfirmat, Polovraș Gheorghe Epure, PSD primar nou, primarul în funcție Ștefan Făsuiescu de la PSD s-a pensionat, să-i dorim pensie ușoară, un om deosebit. Prigoria Iuliana Ionescu, PNL, primar nou. Iliescu, da, Iuliana Iliescu, PNL primar nou, mă ajută regia. Primarul în funcție Răgman de la PSD nu a mai candidat. Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman, PNL reconfirmat. Runcu, Adi Câmpeanu, PSD reconfirmat cu peste 90%, precizează aici Pandurul. Săcelul Florin Jurebie, PSD reconfirmat. Samarinești Ardeiu Marian, PSD reconfirmat, Săuleș Constantin Drăghici, PSD reconfirmat, Schela Aristide Șerbănescu, PSD reconfirmat, Scoarța Ion Stamatoiu, PSD primar nou, l-a învins pe primarul în funcție, liberalul Aurelian Cotârlău, Ion Stamatoiu era viceprimar în acest mandat, Slivileș Sorin Bucurescu, PSD reconfirmat, Stănești Ștefan Blideanu, PNL primar nou, l-a învins pe primarul în funcție, PSD-istul Vasile
Pârvulescu, reamintesc că acestea sunt rezultate ale numărătorii paralele făcută de partide. Stejar, Robert Păiuș, PMP primar nou, Stoina, Ioana Bușe, PSD reconfirmat, Țânțăreni, Maria Vasilescu, PSD reconfirmat, Telești, Romulus Bâldea, PSD reconfirmat, Turburea, Ion Bârcă, PSD reconfirmat, Turcinești, Dumitru Modrea, PNL primar nou, a câștigat cu 2 voturi, zice Panduru, eu am verificat astăzi cu 1 vot și s-a și făcut renumărătoarea voturilor. Este singurul caz în care Biroul Electoral Județean ne-a confirmat rezultatul votului oficial și a câștigat cu 1 vot în fața lui Vasile Gogălnicianu de la PSD, primarul care a fost în funcție până astăzi. Urdar Mihai Calotă, PSD reconfirmat, Văgiuleș Constantin Pârjol, PSD reconfirmat, Vladimir Ion Iannăș, PNL, primar nou, l-a învins pe primarul în funcție Marius Vijulan, dacă sunt informațiile corecte, și iată, face notă și Panduru, informațiile sunt primite de la partide, nu sunt confirmate oficial, știrea este în curs de actualizare. S-a făcut în aceste condiții și o totalizare, PSD 45 de mandate, 21 PNL, 1 PMP, 1 ALDE, 1 PRU, 1 UNPR. Haideți, regia, dacă avem materialul pregătit, să arătăm scurtul interviu pe care l-am realizat în jurul orei 16 cu domnul Ion Stănulescu, președintele Biroului Electoral Județean Gorj. Este ora 4:20 după amiaza. Domnul Ion Stănulescu, președintele Biroului Electoral Județean Gorj, este alături de mine și ne prezintă situația de la ora 15, da? Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, care este situația în momentul de față pe care o aveți centralizată pentru ora 15? Deci până la ora 15 au fost centralizate 154 de secții de votare dintr-un total de 332 și 41 de circumscripții din 70. Situația pe partide politice ar fi următoarea. ALDE 641, PNL 2544, PSD 4646, celelalte partide, România Unită 330, 630, PMP. Deci cam astea sunt partidele care au obținut unele procente mai ridicate. Așa mai sunt cu 1, cred că nu interesează aceste partide. Ce s-a mai întâmplat? Au fost depuse diferite contestații după ce ele au fost aduse și chiar centralizate. Suntem în situația în care noi am transmis la birourile electorale de circumscripție aceste contestații pentru că noi nu putem să facem noi o renumărare. O să fie o situație dificilă în sensul că cei care au depus deja buletinele de vot și le-au înaintat spre judecătorie nu se mai poată renumăra sau se face asta în situațiile în care din cereri a rezultat că există suspiciuni. Eu le-am citit, nu sunt niște contestații care să impună o renumărare a voturilor, dar fiecare circumscripție comunală, orășenească, municipală o să le analizeze și o să dispună în cauză. Unde au avut loc contestații? Au fost contestații pentru municipiul Târgu Jiu, pentru municipiul Motru și în diferite localități. Dănești, Berlești și alte. Deci un număr de, cred că sunt 10, peste 10 contestații. Partidele sau persoane? Partidele, candidați independenți. Ele nu sunt detaliate, sunt foarte sumare, adică nu rezultă de acolo care ar fi suspiciunile, de aia spun că probabil circumscripțiile le vor respinge, după cum sunt formulate. Adică pur și simplu cer numărătoarea voturilor fără să prezinte o fraudă concretă? Da, cer, nici nu fac mențiunea de fraudă, că atunci o altă situație, Biroul Electoral Central trebuie să analizeze. Deci, dar cum motivează depunerea contestației? Un exemplu. S-a dorit în localitatea nu știu care, eu candidat de la partidul cutare, să nu fiu ales consilier. Și mai spune, a intrat în cabina de vot, au intrat 2 persoane.
de ce, cum, cine au voie să intre potrivit legii, adică nu spune cine sunt persoanele, de ce s-a intrat acolo, adică chestii din astea banale așa. Dar care ar fi motivul pentru care s-ar decide numărătoarea, renumărarea voturilor? Care sunt motivele enumerate de lege? Deci dacă din cererea respectivă ar reieși niște elemente destul de convingătoare ca să determine președintele circumscripției să renumere, s-ar trece la asta. Nu pot să vă exemplific acum cam ce ar putea să fie. Adică, de exemplu, ei mai invocă, nu s-a verificat, s-a votat PRM și a zis că e PMP sau ceva chestii din asta. Că n-au citit bine buletinul de vot, comisia sau da, ce? Exact, da. Dar nu sunt chestiuni concrete, adică au văzut nu știu cine asta, la general. Conflicte au avut loc? Ați fost sesizați? Cu conflicte, vă referiți la conflicte între ce? Între alegători? Între... Nu au fost. Nu au fost conflicte. Ce probleme au fost la Turcinești? La Turcinești au venit cei de la circumscripție, diferența era de un singur vot între doi candidați la funcția de primar. Eu am hotărât aici ca în situația asta, dacă sunt 10 voturi sau mai puțin de 10 voturi, să facem o renumărătoare ca să nu fie situații în care să fie voturi valabile exprimate printre la un candidat de la alt candidat și așa mai departe. Am renumărat 4 ore, adică am renumărat eu, dar împreună cu Biroul Electoral de Circumscripție din localitatea Turcinești, și concluzia a fost că cei de acolo au procedat corect, diferența a rămas de un vot. Astfel că a fost ales... În favoarea aceluiași candidat. Aceluiași candidat. Adică numărătoarea a fost corectă, a ieșit candidatul PNL, cel care era trecut și în procesul verbal de încheiat acolo. Mai sunt cazuri în județ unde diferența e mai mică de 10 voturi ca să fie nevoie să se renumere voturile? A mai fost o situație la Rovinari, am fost sesizat de președintele circumscripției de acolo, că la Consiliul Local cineva a cerut renumărarea pentru că era diferență de 3 voturi pentru a îndeplini pragul electoral. I-am spus respectivei președinte de acolo să treacă la renumărarea voturilor, pentru a nu exista suspiciuni. Fiind vorba de 3 voturi, se puteau găsi... Sigur că... Care influențau clar rezultatul final. Neavând pragul electoral, nu putea să treacă pentru a îndeplini coeficientul electoral și respectivul sau respectiva nu putea să ocupe funcția de consilier local. Dacă mai sunt și alte evenimente care au avut loc și doriți să le prezentați? Nu, cam acestea sunt, care sunt de astăzi. Celelalte care au fost le-am adus la cunoștință. Spuneți-mi, vă rog, numărul de circumscripție la care s-a încheiat numărătoarea, numărul de secții. 41, deci la momentul la ora 15, 41 de circumscripții sunt centralizate. Deci aici este clar... Din 70. Din 70. Iar la secții, 300, din 332, au fost centralizate 154. Adică suntem la secții, ca să spunem așa, undeva la jumătate. Întrebarea ar fi cum de la unele s-a terminat și la altele nu, care sunt motivele? Păi se întâmplă așa. Toate secțiile se închid la ora 9, încep apoi oamenii să lucreze, când lucrează, unii lucrează toți și după ce se termină de numărat, vin toți încoace. Și din cauza asta stau la rând, se întâmplă... N-au reușit să depună toți procesele verbale? Nu se pot depune, că se verifică. Corect. Și atunci fiecare stă cel puțin o jumătate de oră și de asta durează atât. Au fost ceva probleme pe procesele verbale, pe întocmirea lor, am auzit? Au fost. Au fost pentru că au fost interpretări greșite și atunci a trebuit să se rectifice. Adică chestiuni care nu afectează votul. Chestiuni de exemplu, lista electorală permanentă. Unii au, majoritatea de fapt, n-au scăzut în această listă electorală permanentă buletinele sau extrasul care s-a făcut din listă pentru a se deplasa cu urna specială. Și atunci au fost aceste situații, automat nu mai venea cheia, nu mai dădeau calculele și a trebuit refăcut. Dar nu înseamnă că nu s-au umblat la voturi valabile exprimate, la voturi nule sau la numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne. A venit și acest sistem nou cu tableta, unii oameni s-au și speriat, am văzut așa prin presă, că cum să ne scaneze buletinul. E un lucru bun, dar întrebarea este dacă sistemul a funcționat bine în județul Gorj. În general, bine.
Au fost câteva chestiuni minore, ca la orice lucru nou. Dar pe ansamblu lucrurile au decurs destul de bine, oamenii s-au obișnuit, dacă s-ar mai menține și în continuare, ar fi foarte bine. Vreau să vă întreb pe final, din momentul ăsta, adică ora 16 și 30 de minute, da, să zicem, care este evoluția raportărilor pe care le veți face, mă rog, declarațiilor oficiale, cam când preconizați că vom ști rezultatele finale oficiale? Deci prezentări facem din două în două ore, dar nu știu când o să fie final, pentru că o să vină municipiul Târgu Jiu la ora 18, nu știu cât durează, așa că... Deci Târgu Jiu nu este finalizat. Nu este finalizat și acolo durează, că sunt 56 de secții. Deci nu pot să spun, apreciez că s-ar putea să terminăm în jurul orelor 20-22, dacă terminăm astăzi. Dacă nu mâine. Dacă nu mâine. Rămâneți și peste noapte sau întrerupeți și continuați mâine? Cu cei de la statistică și dacă mai rezistă oamenii, pentru că sunt de 30 de ore, 30 și ceva de ore. Dar se poate sigila și se poate relua, sigur, mâine? Da, sigur că. Dar încercăm să nu ajungem în situația asta. Dacă mai rezistă oamenii 2, 3, 4 ore, cât o mai fi nevoie, să le finalizăm în seara asta. Mult succes, vă rog. Mulțumim. Iată declarațiile lui Ion Stănulescu, președintele Biroului Electoral Județean Gorj. Între timp s-a alăturat emisiunii noastre și colegul meu, Cornel Șomâcu. Bună, Cornel, ai reușit să ajungi, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, da, a fost o zi mai agitată și destul de greu. Și oricum nu era datoria ta să vii astăzi, deși aveam nevoie de tine, aveam nevoie de un analist, aveam nevoie și de membrii partidelor. Dar se pare că nu se mai grăbesc, astăzi sunt foarte obosiți. Da, să le dăm totuși, să spunem așa, circunstanțe atenuante, pentru că... Și apoi rezultatele nu sunt finale. Da, mai ales, nici nu știu ce să spună de multe ori, mai ales când sunt rezultatele la limită. Pe de altă parte, sunt și foarte obosiți, unii au stat în secții, în sediile de partid, au așteptat toată noaptea și în dimineața aceasta. Domnul Stănulescu nu era așa și obosit. Sunt, probabil, cum se spune, dânsul ține mai bine la tăvăleală, cum se spune, în sensul că chiar arăta destul de odihnit așa și da. Asta. La fel de adevărat, nu știm presiunea pe comisie, cred că a fost mai târziu, deci dânsul ieri a fost poate puțin mai lejer, în timp ce reprezentanții partidelor ar trebui să tragă și, din păcate, în foarte multe locuri din Gorj, nimeni nu văd că a fost așa, au ignorat acest lucru. Una din prevederile legii care a fost încălcată flagrant ieri a fost că să se care oamenii la vot. E adevărat că nu influențează, că nu știi ce face omul în cabină. Dar primarii bine organizați au pus la dispoziție de la autoturisme până la microbuze să-și ducă alegătorii la vot din satele mai izolate sau ceva de acest gen. Legea însă interzice acest lucru, dar cei organizați au făcut acest lucru, nu i-a întrebat nimeni absolut nimic. Sau cel puțin, dacă i-ar fi întrebat, bănuiesc că am fi auzit și noi. Nu s-au făcut aceste lucruri. Pe de altă parte, sunt însă în unele localități și probabil o să aflăm în zilele următoare de la poliție, s-au făcut dosare penale pentru aruncatul de manifeste, iată, ne întoarcem în timp. Apropo de o poveste adevărată, în ultimile serii, înainte de scrutin, vineri seara, sâmbătă seara, în unele localități erau adevărate lupte, nu în sensul fizic. Unii erau în față cu aruncatul manifestului și ceilalți cu adunatul, ca să ne ajungă la oameni. Deci, bine. Da, manifestele astea parcă nu numai că erau interzise, parcă toate printurile trebuiau să fie tipărite și cu număr de înregistrare. Manifestele erau clar ilegale, ca pe timpul comuniștilor. Trebuiau multe, să spunem așa, dar cei din Târgu Jiu, probabil, care se uită la noi, știu foarte bine că toate scările de bloc au fost inundate de materiale promoționale care n-aveau nimic. Serie, tipografie sau altceva. Puteau fi făcute la o simplă imprimantă? Sincer, sau? Eu am găsit de câteva ori, dar am văzut acolo ceva mic, care părea că s-ar putea să scrie cine a imprimat și câte... Nu o să zic nume de candidați care au făcut asta. La vreo doi din ei, ăia mai importanții, am văzut
o tipografie sau că ceva scria, de genul deci ăsta, dar la aia mai micuții, după rezultat, nu neapărat după dimensiuni fizice sau altceva, nu scria absolut nimic. Deci nu era nicio prevedere, nici tiraj, nici ce firmă le-a făcut sau ceva de exact, acest gen. Exact, ce prevedere legea, da. Nu era îndeplinită. Și nici dimensiunile nu corespundeau cu cele aprobate prin lege. Deci s-au mai încălcat. Au mai apărut pe și acolo publicații de acestea fantomă, fără editor. Deci, efectiv, ziare care au fost date, inclusiv prin comune, sau dat ziare care nu au... Care nu există, de fapt? Da. Sau nu de... au ISSN-ul, nu se arată cine a tipărit. Bănuiesc însă că formatul presupune că ar fi fost tipărite la niște tipografii. Deci ar fi trebuit cu undeva să apară înregistrate, nu s-a întâmplat sau dacă s-a întâmplat acest lucru o să ne spună organele de anchetă, dar lucrurile acestea au mai scăpat. Au mai scăpat. Pe de altă parte, cred că a fost cele mai ciudate alegeri pe care le-am trăit personal în ultimii 26-27, deci după de ce? Revoluție. Spui dintr-o asta? Deci eu, apropo de ieri, că am traversat mai multe localități ale Gorșului, departe de agitația de altă dată, nu păreau că se desfășoară alegeri. Inclusiv Târgu Jiu, puțină agitație, s-a și văzut prezența la vot foarte scăzută. Da, da, ne-am plasat destul de bine la nivel de țară. Dar ne-a salvat provincia sau casul nostru rural. Dar în același timp, la nivelul unor localități s-a pus pasiune foarte mare, dar parcă nu a fost acea agitație, acea sărbătoare de odinioară și culmea, chiar m-am confruntat și astăzi cu asta, vorbeam cu diverse localități din Gorj unde mai știu candidații care au ieșit primar sau în fine, care au avut un rezultat bun și aveau o surpriză. Nimeni nu știe, sau în orice caz foarte mulți dintre cei care au votat o listă de partid pentru că îl știau pe candidatul la primar, da. Și s-au trezit, unii chiar cu rezultate foarte bune, s-au trezit că au pus pe locul 4, 5, 6 pe cineva la consilier să fie la număr și acum este consilier. Și își dă singur candidatul, are o problemă că se trezește cu ăla pe listă. Deci l-a pus numai pentru eventual să aducă voturi sau de multe ori chiar să completeze lista. Și din întâmplare a reușit să performeze. Și acum avea ăsta că nu poate să spună nimic despre sau alegătorii care au votat lista respectivă stau să întreabă, dar cine o fi ăla? Sau alalt și din localitatea respectivă. Păi să fim serioși, ce parcă eu am votat, tu ai votat, îi cunoști pe toți de pe lista aia pe care ai... Nu, dar măcar pe primii ar fi trebuit. Pe primii, da, cât de cât. La locul 3-4 deja e o problemă să nu știi, dar au dificultăți. E cam normal. Au dificultăți și candidații, nu? Au dificultăți și cu candidații. Că nu-i prea știu nici ei. E inginer, nu, cred că asta îi lucrează la nu știu unde. Deci chiar situația asta astăzi la o anumită localitate mai la marginea județului, da? Da. În urma citirii din Panduru a candidaților singurii care au dat o listă completă cu toți câștigătorii, zic ei, sub rezerva că este o listă neactualizată, adică pot să apară totuși modificări, pentru că e vorba oricum de numărătoare paralelă a partidelor și nu de rezultatul. Ai văzut că domnul Stănulescu mi-a spus foarte clar că nu are rezultate pentru primari. Da, mai spus ceva domnul Stănulescu. Așa. Unii dintre cei care, deci toate circunscripțiile au venit la Târgu Jiu și încă și nu stau la coadă. Da, și nu predaseră încă, deci de fapt se vede că e poliție în zona prefecturii și toate celelalte. Asta înseamnă că cei care vin de acolo știu rezultatul, deci se știe. Nu se știe la modul oficial confirmat de biroul electoral, dar nu mai sunt surprize, deci în toate localitățile Gorjului se cunosc câștigătorii. Deci 45 PSD, 21 PNL... un primar PMP, un primar ALDE, un primar PRU și un primar UNPR. Așa a ieșit. Dar oricum presa, de exemplu, dădea dominoul, dădea pe Mihai Mazilu câștigător la... Da, pe sondaje s-au făcut la Cărbunești. Niște sondaje înainte de alegeri care confirmau un avans destul de mare al lui sondajele Mihai Mazilu. Ei spun că astea sunt rezultate. De acord. Potrivit primelor informații ale exit poll-urilor de la nivelul județului Gorj. Apropo de această problemă cu exit poll-ul, mai multe ziare, cred că inclusiv colegii de la Panduru, anunțau că la ora 21 aseară vom avea exit poll-uri din principalele localități. Așa. Păi ăsta e exit poll-ul. Păi n-au prea fost.
În primul rând că n-au mai fost la ora 21, au fost puțin mai târziu. Așa. Și rezultatele n-au prea fost, adică exit poll-uri, dar să știm și noi, în sensul că rezultatele erau așa. Pe primul loc credem că o să fie, deci vreau să vă spun că le puteam face din birou, exit poll-uri poate cu mai mare să poată fi valabile. Deci cred că n-a fost, deci ceva s-a întâmplat cu aceste exit poll-uri sau firma care le-a făcut, am înțeles că cei studenții de la Brâncuș au luat acea acreditare, ceva nu a mers, adică eu nu le-am văzut, adică dacă ele au fost, îmi cer scuze, dar eu nu le-am văzut clar, adică nu m-au convins că au fost cu adevărat niște exit poll-uri, ci mai mult așa, apreciere. Informal, o apreciere eventual sau o relație cu partidele respective care oricum știau că, vreau să vă spun că partidele, cel puțin partidele mari, gen PSD, PNL, au avut în jurul orei 23 o situație aproape exactă a rezultatelor pentru că le raportau reprezentanții în secțiile de votare și totalizau ei. Iată, tot Dominou spune că, potrivit exit poll-ului, la Rovina Robert Fili înregistrează un mic avantaj față de Chivu. Nu, asta spuneau aseară. Aseară? Da. Păi, exit poll-ul a fost aseară, da, nu? Da, da. Bun. Acea situație înregistrându-se și la Turceni, unde bătălia între Cilibiu și Gâlceava este indecisă. Păi ori e exit poll, dar bine că e vorba de marja de eroare. Da, da, vreau să vă spun că... Și la Motru Cosmin Moreg are un mic avantaj situația putându-se schimba. La ora 10, spunea, la ora 10 aseară, la nivelul informal în interiorul PSD Gorj, de exemplu, se știa că s-a pierdut Motru, se știa că s-a câștigat Cărbuneștiu neașteptat, se știa că la Rovinar câștigă Robert Filip, deci cu mici nu se știa situația de la Turcinești, dar ați văzut ce complicat a fost. Da. Deci cam peste tot se știau rezultatele cu acuratețe chiar, deci chiar s-au potrivit ca și cifre. Târgu Jiu avea o problemă, în sensul și PNL-ul știa undeva după ora 12 când am vorbit cu reprezentanții, știau și ei rezultatele. Dar de unde știu? Numără ei separat? Au reprezentanții în secțiile de votare, trebuia să raporteze printr-un SMS secția nu știu care. Potrivit procesului verbal, da, nu? Da, cifre și după aia se adună repede, da, și da. Și se mișcă rezultate mult mai repede decât vă dați seama, la circumscripție trebuie să meargă după aceea cu acei sași până se validează, coadă, până nu știu ce. La, la, la. Și avem această organizare proastă de alegeri pe care am avut-o, o avem totdeauna de 26 de ani. Chiar dacă s-a mai mers acum cu scanarea buletinului, cu asta, parcă s-au mai perfecționat lucrurile. Nu mai stai să cauți ca disperatul pe listă, pur și simplu îți dă calculatorul unde... Numărul ca să poți de să pe listă, da, în care te apli. Problema care se pune este această predare a buletinelor de vot, care se deci e foarte grea, foarte greoaie. Plus că nici numărătoarea, adică nu te împiedică nimeni. Bun, eu am saci, sunt cu documentele așa, dar eu am procesul verbal făcut, da? Acele procese verbale cred că trebuiau făcute de aseară și noi puteam să avem până la ora 12 azi noapte să fi știut toate rezultatele sau până la 1, 2, cât s-a numărat. Eventual aveam câteva localități cu probleme. Păi, dar faptul că nu s-a făcut asta, toate suntem într-o situație și nu vorbesc de Gorja, în toată țara. Deci ai o situație ciudată în care nici n-am ajuns, deci la ora 18, rezultatele la ora 18 de astăzi, nu sunt nici măcar la jumătatea secțiilor din toată țara. Mi se pare enorm de puțin în condițiile astea. Așa au apărut deja niște sugestii, idei lansate de câțiva ziariști aflați în anumită simbrie, nu o să spun care, care au început să ridice sub semnul întrebării, dar cine știe de ce se numără așa de greu, de exemplu, voturile în București, că probabil e posibil să fie o fraudă sau ceva de genul ăsta. Dacă câștigă un anumit partid e fraudă, dacă câștigau ceilalți nu mai era. Deci e o prostie până la urmă, dar s-a încercat pe mai multe mijloace media naționale, s-a încercat chestia asta încă de aseară. Acum faza și mai interesantă, apropo de comentariile la aceste și ce poate să spune presa despre asta, aseară s-a încercat acreditarea minimalizării succesului. E clar, PSD-ul a câștigat neașteptat în București, are diferență de 7-8% cred pe vot politic față de PNL. Cel puțin acestea sunt rezultatele acum.
Aseară, multe din canalele de televiziune sugerau ideea ca nereprezentative aceste alegeri, pentru că lumea s-a prezentat în număr redus la București, de exemplu, număr redus la vot. Sau aici la Târgu Jiu, că nu e reprezentativă cifra care a fost. Păi și atunci să nu vin primarii, nu? Dacă nu mai vine lumea la vot. Da, care-i foarte, treaba? Foarte interesant. Astăzi s-a schimbat tactica. Așa. Și astăzi se pune accent pe victoriile Partidul Național Liberal din țară, care nu mai sunt minore, chiar dacă s-au dus a prezentat lumea multă la vot. Deci unde au câștigat... Sunt importante. E important. Nu neg chestia aceasta și acum vreau să vă spun, analizând până la urmă ce s-a întâmplat, cred că sunt normale aceste rezultate. Este clar un ascendent al Partidului Social Democrat pe fondul guvernării bune pe vremea lui Victor Ponta, pe de altă parte pe incoerența pe care o demonstrează Partidul Național Liberal, această... practic sunt două partide într-unul și se vede acest lucru de fiecare dată, deci până nu se face acea congruență între cele două părți din Partidul Național Liberal, probabil vor mai fi probleme. Însă... Păi da, dar și USL-ul a câștigat, când a câștigat, tot din două partide era făcut. Da, iar erau acum două... PSD-ul a făcut mai mult decât alte două partide la un loc. Da, acum este și o altă, să spunem așa, ca și consecință a acestor alegeri. Trebuie să privim nu neapărat la cele două partide care și-au atins, de cel puțin PSD-ul și-a conservat și chiar a luat primării în plus și la nivel de țară. Partidul Național Liberal are, deci a fost declarația astăzi a lui Vasile Blaga, are ca rezultat individual cea mai bună clasare din 26 de ani pe alegeri locale. Nu ținem cont de perioada USL, pentru că în varianta cu parte din USL atunci era o problemă, ar avea mai puțin. Dar alegerile din 2008, când au fost singuri, rezultatele au fost mult mai slabe decât în prezent. E adevărat cine, că... Cine erau singuri? PNL-ul? Da, da, acum s-a adunat și PDL-ul cu PNL-ul. De acord, deci pentru asta vreau să spun că nu e un rezultat satisfăcător pentru Partidul Național Liberal, tocmai din perspectiva că de fapt avem două partide. Deci ca să faci comparația cu 2008, ar trebui să aduni PDL cu PNL ca să faci acest scor. Și atunci le-ar da cu minus. Dar problema pe undeva... ce se lansează la acest moment, deja se fac niște scenarii apocaliptice, că deja s-au pierdut alegerile generale, că le câștigă PSD-ul, că PSD-ul face guvernarea. Eu zic că nu s-a făcut nimic din toate acestea, influențează alegerile locale, sau influențau, pentru că suntem în fața unei perioade care n-am mai trăit-o în sensul ăsta. Am văzut niște alegeri atipice, alegeri locale, cu siguranță vom avea alegeri generale la fel, cu siguranță mulți dintre primarii aleși acum or să ajungă la DNA, probabil tot dintr-o anumită fostă alianță, cam așa e trendul, dar în fine asta e altă treabă și nu se știe ce se întâmplă în toamnă. Dar privind pe situația actuală, nu trebuie să se bucure, adică să sărbătorească nici Partidul Social Democrat și cu atât mai puțin Partidul Național Liberal. Și dacă niște primari vor ajunge la DNA și poate mai departe și vor pierde dreptul de a conduce primăria, nemai fiind acolo, să zicem, următorul câștigă, nu? Nu, vom avea alegeri. Vom avea alegeri. Vom avea alegeri. Da, corect. Deci pentru 6 luni, e o perioadă interimară, viceprimarul sau unul dintre consilieri. Păi da, uite, de exemplu, la Bâltene a stat 11 luni. Pentru că era în ultimii 2 ani și nu s-au mai organizat alegeri. Deci de asta s-a putut face acest lucru. Păi atunci se va întâmpla treaba asta peste vreo 2 ani. Ca măcar ăla care e următorul după el să stea 2 ani fără să poată fi schimbat. Și câștigă în felul ăsta jumate de mandat. Da, să trăim până acolo. Da, e un scenariu pentru că nu știm exact. E adevărat, după cum știți, guvernul Ponta a blocat la un moment dat și realegerile de senatori și de deputați. Deci mandatele n-au mai fost renoite cu cei pleca sau de s-a întâmplat ceva cu ei. Și pe ideea că era un parlament foarte stufos și n-avea rost să mai avem parlamentarii respectiv cei 588 de care s-a vorbit. Întorcându-ne la primării, spuneam necunoscuta aceasta legată de DNA, justiție în general, este foarte mare pentru că trebuie să... Eu aș privi aceste alegeri sub semnul intervenției justiției și vă spun de ce. Să ne uităm că
primarul de Baia Mare, arestat în momentul de față, a luat Cherecheș, a luat 71% din voturi, după ce, acum câteva săptămâni, când începea campania și el nu era încă arestat, avea vreo 40%. Deci a crescut fantastic din pușcărie. Olguța Vasilescu, primarul de Craiova, a luat, dacă am văzut eu bine, undeva peste 60%. Și mulți alți primari cu probleme au făcut scoruri foarte mari. Eu, părerea mea, românii n-au luat o razna. Cum vrea, cum ni se interpretează, că nu știu pe ce lume trăiesc, că încurajează corupția, sunt prostii. Eu zic că e un eșec lamentabil al DNA-ului, dintr-un simplu motiv. Acele dosare n-au fost foarte convingătoare. Deci... Da, dar cetățenii nu știu ce e în dosare. Nu, cetățenii au urmărit. Deci, ce s-a dat în presă? Avem organe de presă care trăiesc doar din... Sunt gazeta de perete a DNA, parchet general, poliție sau ce mai sunt. Deci vezi toate documentele. E, faptul că acolo au existat... Luăm situația de la Dolj, în care primarul de Dolj, fostul și actualul, pentru că de Craiova. De Craiova, este acuzată că ar fi convins niște oameni de afaceri să refacă, care aveau contracte cu primăria, da, să refacă fațadele acelea pe zonă centrală. ONG-uri. De fapt, acea forțare, deocamdată nu știu ce are la dosar. Vorba de DNA-ul, pentru că nu scrie în rechizitoriu acela care s-a prezentat, acel comunicat prezentat presei. Dar deocamdată nu a fost convingător pentru restul populației și de ce spun că acest caz este cu scepsis? Nici pentru judecători. Ia vezi, înjură cineva pe SMS-urile tale să despre ce e vorba. Judecătorii... Să nu citești decât dacă sunt mesaje pertinente și că au legătură cu emisiunea. Judecătorii, da, cineva ne spune că se uită la noi și că avem dreptate. Yes! E pe mesajul de la Facebook, pe Messengerul de la Facebook. Ce vreau să spun cu acest lucru, faptul că n-au fost convinși judecătorii, mi-a ridic un semn de întrebare. E posibil ca toți acești primari, și sunt mulți în țară, deci cu probleme care au ieșit, Scripcarul la Brașov și mulți alții, s-ar putea să o pățească în perioada următoare, pe bune, în sensul că există dovezi, dar deocamdată noi nu le-am avut în spațiu public. Da, dar cetățenii au votat, eu cred că mai degrabă o victimizare a acestor primari din punctul de vedere al cetățenilor, adică i-au văzut ca, vai săracu, uite ce face DNA-ul, mulți au fost care au spus, uite DNA-ul conduce țara. Și atunci ăsta e votul de blam al cetățenilor pentru DNA, adică... îl luați pe ăla, las că pe ăla îl votez. De ce n-a fost valabil la Vanghelie, de exemplu, chestia asta? Vanghelie a pierdut cu grație sectorul 5. Deci nu cred că e numai acest lucru. Da, e un singur caz, e excepția care întărește regula. Cred că mai sunt și altele. De exemplu, mai este, dar îmi scap acum numele, primarului de Bacău, care a candidat de la un alt partid, a fost conservator, a trecut prin mai multe partide și care acum abia ieșit pe locul 4 la Bacău, și el cu probleme de dosar, și el fost arestat, și el cu... în orice caz. Deci mai sunt cazuri în țară în care n-au trecut. Deci faptul că au avut probleme cu DNA a contat. E, la aceștia n-a contat. Deci părerea mea este că, odată, au fost niște primari buni, deci au avut realizări. Pe de altă parte, DNA-ul n-a comunicat suficient de bine, deci a părut ca o răzbunare sau ca o scoatere a lor din lupta electorală, pentru că, acum să vă spun, apropo de arestul preventiv, facem arest preventiv pentru fapte de acum 10 ani. Mi se pare o prostie. Bun, trecând peste asta, chemi un candidat la primar, indiferent ce ai făcut, dar pentru fapte de, nu știu, de acum 4 ani, îl chemi în săptămâna alegerilor. Eu zic că îi faci campanie electorală. E adevărat că procurorii se pare că nu se uită la televizor sau cel puțin așa încearcă să ne explice Madame Chiove și că nu știu ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Cam mare coincidența, că nu știu cum se nimere, că se nimere tot într-o anumită direcție, da? Păi, acum aveți, sunt multe dosare, vine la sunt doar 100 și ceva de procurori la DNA și sunt 7-8.000 de dosare, deci asta e un volum de muncă imens. Dar pe mine nu știu dacă au făcut-o cu intenție, dar e clar că i-au taxat. Pe mine mă irită altceva și vorba lui Ion Cristoiu, că să-l citesc pe el să nu zic că am spus-o eu, spune că pe el îl oripilează momentul când apar
Chioveși sau alți procurori de la DNA și încep să spună: am făcut în ultima lună, am avut 5 miniștri, 2 în buzen, nu știu ce, nu știu cum. Deci ia ca exact, deci, portofoliu, nu, super. Da, da, chestia raportez ca la ăsta, ca steagurile sau ca nu știu ce. Deci nu cred că e la metru de ministru trebuie să ne plătim, ci să urmărim în primul rând pedepsirea vinovaților, dar mai ales recuperarea prejudiciului. Ceea ce nu se prea face. Cert este că după aceste alegeri, lucrurile au rămas destul de încurcate, și inclusiv în județul Gorj. Și mă gândesc aici la faptul că avem destul de mulți primari care încă nu și-au lămurit situația cu ANI. Sunt în proces cu ANI în diverse stadii. Sunt unii dintre ei care au câștigat și ceea ce mă face să cred că unii vor câștiga, dar sunt alții care pe aceeași speță au pierdut. Apropo de justiția din România, pe aceeași speță unii pierd, unii câștigă, depinde de judecători. E, aici va fi o problemă, pentru că dacă vor fi un număr semnificativ de primării care își vor pierde într-un interval de 6 luni, un an, 2 mandate, primarii își vor pierde mandatul, va fi o problemă. Chiar dacă acum am asistat la o schimbare. Oricum, altă soluție nu era, adică ce să facă, să nu mai facă alegerile sau să facă ANI mai repede dosarele? Era normal ca toate să-și urmeze cursul și o vedea ce s-a întâmplat. A, normal, nu. Când ANI o termina, că fac și versuri acum și mă enervez. N-ar trebui să ne afecteze acest lucru. Până la urmă, gorjenii, românii în general, au votat. Trebuie să respectăm votul. Părea că pe unii deranjează chestia aceasta, cel puțin aseară. Vedeam pe diverse, chiar am trecut pe diverse canale, mai ales de știri, indiferent de orientarea lor politică pe care o știm și noi. Și vreau să vă spun că am văzut în general sobrietate, n-am mai văzut bucuria aia exuberantă într-o parte sau în alta, dar în același timp am văzut și foarte multe aberații, de genul că românii nu știu să voteze, n-au cultură, n-au eu, deci efectiv insultai cetățeanul că n-a votat cum ai vrut tu. Deci personajele respective care sunt aduse de televiziuni, sunt plătite probabil cu sume foarte mari, ar că am trebuit să dispară în spațiu public, indiferent cât de, nu știu ce, ONG-uri reprezintă finanțate de afară și nu știu, și nu știu ce și nu știu cum. Dar, din păcate, îi suportăm, unii ne mai luăm că sunt, să zicem așa, purtători de opinie sau, cum să le spunem, în sensul că ne induc diverse idei pe care unii dintre noi, din păcate, le preia și le duc mai departe în spațiu public. Da, ce m-a mirat pe mine, prezența slabă la vot în general în țară. În primul rând, era normal atât timp cât n-am avut o promovare cum era altă dată. Deci de multe ori nu s-au știut candidații. La București, Nicușor Dan, și acea alianță, Uniunea pentru Salvarea Bucureștiului, cum se numește, că da, îmi scapă acum. Mă rog, ceva de genul. Da, și are notorietate pe București de doar 70%. Deci 30% din bucureștini n-au auzit de el. Și cu toate astea a făcut un scor fenomenal în București. Da. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru prezență și pentru felul în care ai prezentat din punctul tău de vedere de analist. De data asta te-am invitat, jurnalist care face analiză politică. Vă mulțumesc și noastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Ne revedem mâine la ordinea de zi. La revedere!